Bună ziua, dragii mei! Sunt Mihaela de la Șandor și vă propun să vorbim astăzi în cadrul capitolului Viețuitoarele în mediul lor de viață despre relații între viețuitoare. În orice ecosistem, viețuitoarele stabilesc relații atât cu mediul abiotic cât și cu celelalte viețuitoare. Între indivizii din aceeași specie apar relații de concurență, de apărare sau de reproducere. Dar și între indivizii din specii diferite se stabilesc relații, dintre care cele mai numeroase sunt cele legate de procurarea hranei. Acestea se numesc relații de hrănire sau relații trofice. Pe lângă relațiile de hrănire apar și relații de apărare, relații legate de reproducere, relații de răspândire și chiar relații de construcție. Relațiile de hrănire sunt relații directe între viețuitoare cu un caracter temporar sau permanent. Pot fi de mai multe tipuri și anume concurența, cooperarea sau exploatare. Concurența este de fapt o competiție, o întrecere între doi indivizi din specii diferite pentru aceeași hrană. De exemplu, vulpea și uliul sunt în competiție pentru o găină sau pentru un șoarece. Competiția poate avea loc și între plante, de exemplu între stejar, care necesită mai multă lumină și fag. Sau între arbori și arbuști, în pădurile dese, arbuștii crescând numai în luminișuri. Competiția are loc și între plantele ierboase și arbori. Vegetația ierboasă este mai bogată primăvara de vreme, înainte să apară frunzișul arborilor. Ghioceile sau viorilele se numesc plante vernale pentru că apar primăvara de vreme. Cooperarea poate avea caracter obligatoriu când cele două organisme devin dependente. Este cazul lichenilor, care sunt asocieri dintre o ciupercă și o algă. Dar cooperarea se întâlnește și la bacteriile fixatoare de azot, care se asociază cu plantele leguminoase, ca de exemplu fasolea și mazărea. Bacteriile fixează azotul din atmosferă, iar plantele le asigură hrana. După recoltarea plantelor leguminoase, în sol rămân rădăcinile cu nodozități pline de substanțe azotoase care îngrașă pământul, făcându-l mai fertil. O binecunoscută relație de cooperare este cea de polenizare a plantelor cu ajutorul insectelor. Planta oferă insectei polen și nectar, iar insecta realizează polenizarea prin transportul granulelor de polen, care se prind de perișorii de pe corpul lor, trecând astfel de la o floare la alta. Exploatarea poate fi de tip prădătorism sau parazitism. Prădătorismul este relația în care întotdeauna prădătorul ucide prada. Prădătorismul este larg răspândit în natură, fiind cunoscut nu numai la animale, cât și la ciuperci și chiar la plantele superioare, vorbind aici despre plantele carnivore sau insectivore. Parazitismul este o relație obligatorie pentru parazit, care poate trăi temporar sau permanent pe seama unei gazde pe care întotdeauna o deranjează. De exemplu, purecii sau căpușele parazitează omul și animalele. Paraziții pot fi la exteriorul corpului sau în interior, ca de exemplu viermii intestinali. Și plantele pot fi parazite. Relațiile de apărare se stabilesc între două specii când una asigură protecția celeilalte. Desișul ierburilor, al arborilor sau coroanele arborilor pot funcționa ca ascunzișuri pentru unele animale. Unele dintre acestea dobândesc forma și culoarea mediului în care trăiesc. Relațiile legate de reproducere. În stufărișul bălților își fac cuib numeroase păsări. În lipsa acestuia, chiar dacă există hrană, păsările părăsesc balta respectivă. Arborii au scorburi, asigurând loc de cuibărit multor păsări. Unele insecte își depun ouăle în tulpinile, ramurile sau frunzele unor plante terestre sau acvatice.
O binecunoscută relație interspecifică legată de reproducere este cea prin care cucul își depune oul în cuibul pituliții, care îi hrănește puiul. Relațiile de construcție apar atunci când unele viețuitoare folosesc ca material de construcție frunze, rămurete sau lemn mort. Cuibul viespilor, viesparele, sunt construite din pastă de hârtie obținută din mărunțirea și amestecarea cu salivă a unor bucăți de scoarță provenită din arborii bătrâni. Rândunica face un cuib special, consolidat cu fire de nisip și salivă. Castorul trăiește în colonii, construind așezări complexe zidite în maluri cu pereții din lemn, pământ, nisip și frunziș. Relațiile de răspândire sau de transport servesc la răspândirea unor populații de plante și de animale. Fructele alb-gălbui ale vâscului se coc iarna, când hrana păsărilor este săracă și rară. Mierla și sturzul consumă fructele, ale căror semințe cleioase li se lipesc de cioc. Când păsările își scutură ciocul, pretându-se de o ramură a unui arbore, semințele se prind de scoanță, iar în condiții favorabile vor da naștere unor noi plante. Forfecuța se hrănește cu semințe de conifere. După ce își umple gușa, pastărea își face provizii, îngropând semințele în pământ. Multe din acestea vor germina, dând naștere unor noi arbori. Forfecuța asigură în acest mod regenerarea pădurilor pe cale naturală, în locurile în care omul ar fi ajuns foarte greu. Pentru a-și asigura răspândirea, unele plante au semințe special adaptate. Violetele sau rostopasca au semințe cu substanțe nutritive speciale ce atrag furnicile, contribuind astfel la răspândirea lor. Alte semințe prezintă cârlige pentru a se prinde în blana animalelor, iar altele sunt rezistente la sucurile digestive ale păsărilor și mamiferelor. Cunoscând aceste tipuri de relații, vă propun să găsiți și mai multe exemple. Încercați să stabiliți în cadrul fiecărui tip de relație care este individul avantajat și care este cel dezavantajat. Este foarte important să reținem că natura are un echilibru asigurat prin păstrarea acestor relații ce se stabilesc între viețuitoare și între ele și factorii abiotici.